Culmea protestului în Auckland, Statele Unite, 300 de localnici care au ieșit în stradă la un meeting pentru a cere oprirea abuzurilor și a violențelor polițiștilor s-au transformat chiar ei în personaje negative. Au distrus mai multe magazine și mai multe mașini într-un acces de furie. Așa cum tocmai ai văzut, demonstranții antiviolență au distrus și o reprezentanță auto. Directorul reprezentanței estimează că pagubele ajung la $150,000. You know, these things across the country are just causing chaos for stores like us. I mean, the Volkswagen store next door, the Target store. I mean, these are people in your own community causing destruction in your own town. Meeting-uri de protest au fost în câteva orașe mari din Statele Unite. Polițiștii sunt din nou personaje negative pentru că a ieșit la iveală uciderea lui Adam Toledo, un băiat de 13 ani din Chicago. Un agent a tras în copilul care mergea pe o alee întunecată, fiindcă i s-a părut că avea o armă în mână. Iar acum o săptămână, Duante Wright, un tânăr de culoare în vârstă de 20 de ani, a fost împușcat mortal în timpul unei razii auto la Minneapolis. Sute de localnici au înconjurat secția de poliție și au cerut pedepsirea celui vinovat, care între timp a demisionat.